Ziua muncii nu ar fi la fel fără tradiționalul grătar. Atenție mare însă la produsele din carne. Micii și cârnații ar putea conține substanțe periculoase. Nu de puține ori au existat cazuri în care carnea tocată a fost substituită cu soia, cartofi, mazăre sau alți aditivi alimentari. Specialiștii recomandă consumarea doar din surse sigure. Unii oameni spun că au grijă când fac cumpărăturile pentru grătar. Citesc cu atenție ingredientele și achiziționează produse procesate cât mai rar posibil. Mici, grătar, coberică, bărbații, știm că nu sunt așa cum trebuie să fie, dar ce să facem dacă asta găsim în comerț? Aia nici nu mănânc. Nu cumpăr așa ceva. Altceva mănânc. Mititei, chiar dacă locuim în străinătate, avem și acolo mititei, ceafă de porc, ce se obișnuiește și aici, în România. Dacă îi faci acasă sau sunt controlați de persoanele în competență, nu întotdeauna sunt dăunători. Alții însă spun că nu se tem de conținutul periculos. Micii pe grătar sunt o tradiție, iar dacă ar fi fost dăunători, obiceiul nu s-ar fi perpetuat de la an la an. Se mănâncă de atâta timp. Se mănâncă mici de ani și ani de zile și n-a mărit nimeni de mici. Da? Reprezentanții Oficiului pentru Protecția Consumatorului recomandă atenție maximă atunci când mergem la cumpărături. De cele mai multe ori, produsele cele mai ieftine sunt și cele mai pline de aditivi. Mititei sunt vedeta grătarului de 1 mai. Din păcate, nu toate mărcile de mititei sunt, să spunem așa, bune de cumpărat. Aditive alimentari nu au ce căuta într-o caserolă cu mititei. Atunci când apar mititei respectivi, au un preț derizoriu de 15-16 lei până la 20 de lei kilogramul. Dar având în vedere impactul acestor aditive asupra stării de sănătate, nu cred că la un grătar, la o ieșire la iarbă verde, s-ar merita să ne expunem unor asemenea riscuri. Cei care vor să fie siguri că vor avea pe mese produse de cea mai bună calitate pot descărca o aplicație realizată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Aici se găsesc produse realizate după rețete tradiționale și care sunt atestate de Ministerul Agriculturii.